o colegă de-a noastră de la redacția de știri Nicuza a fost la domnul Chitoarcă Dorin, primarul orașului Chișinău, Republica Moldova. I-ar fi promis, de fapt, chiar a promis că o să încheie cu noi un parteneriat, dar ce să vezi, să nu crezi, o minciună gogonată, un excroc cu legitimație. Mulțumesc! Primarul Chitoarcă v-a dus din asta. Sper că lumea zice, adică ne-a mințit cu legitimație 215, ce se mai spune. Dar ce e legitimația asta? I-am dat eu până de acum. Am înțeles. Deci am făcut legitimație de excroc și de mincioasă. Am înțeles. Deci Nata e creat asociația asta cu 7 ani de... în urmă. Da, și sunt și întâmplător e de ziua dumitale făcută, deci, da? Asociația Mignes pe 25 mai împlinește 7 ani de activitate. Eu împlinesc 31 de ani și cu această ocazie vreau să fac un gest bun pentru toți copiii, copiii proveniți din mediul rural, copiii care ne-au adus în România, în țara noastră frumoasă, medalii în sporturile românești. De aceea vreau să fac și un gest bun în fața lui Dumnezeu. Păi n-ai zis că donația asta va fi pentru copii dintr-un anume sat de lângă Cernica? Da. Deci, și ce aveți, campioni în satul acela? Da, sunt campioni. La care ce? Copii mici care au jucat diferite sporturi și au venit cu premii. Oh, deci, talentați copii. Sunt foarte talentați, nu că talentați, foarte talentați. Și eu, ca președinte al asociației Mignus, sunt, bineînțeles, de acord, din suflet, să sprijin tineri, copii și oameni în vârstă care au nevoie de sprijinul nostru și, bineînțeles, al autorităților care... Da, din câte am văzut, din descrierea asociației, și dumneata și asociația are nevoie de sprijin. Bineînțeles. Cum vă descurcați, având atâta nevoie, să-i ajutați și pe alții? Noi primim sponsorizări. Vedeți, pe legea 32.994 și prin sponsorizările noi justificăm și facem și cu banii, dar produsele care le câștigăm, da, luăm și noi, dăm și la alții. Le repartizați mai departe. Fain. Mă bucur să aud și sper să ne întâlnim și la alte aniversări. Domnul Vorbim Brega, tot de bine. Domnul Brega, vreau să vă felicit în primul rând că vă urmăresc, vă dau cuvântul meu, Oraș TV, cel mai urmărit site din Republica Moldova pe investigații, dezvăluiri. Vă felicit cu toată inima. Vă urmăresc din România, atenție, urmăresc site-ul dumneavoastră și Facebook-ul dumneavoastră și, de ce nu, nu pierdeți cele mai interesante bombe la Curaj TV, că nu știu ce pierdeți. Păi, uite, o bombă ar fi faptul că ne-am întâlnit aici la Marșul Diversității, iar dumneata nu a ascuns că ești foarte religios. Nu simți o problemă să te afli printre oamenii ăștia cu simbolul curcubeului? Nu contează ce ești în ziua de astăzi. Mm-hmm. Da? Dacă ai suflet, dacă ai credință, nu contează ce ești. Dar eu sunt ateu, am credința că Dumnezeu nu există. E bună credința asta? E opinia domniei dumneavoastră. A, deci am voie. Mersi, mă bucur. E opinia noastră, fiecare cu opinia domniei sale. Fiecare are opinia dânsului. Eu vă respect opinia dumneavoastră, respect opinia tuturor cetățenilor. Ne-am înțeles. Mă bucur că sunteți o organizație și un lider atât de deschis. Bineînțeles, pentru toți cetățenii, atât din România, cât și din Republica Moldova, pe care vă urmăresc, v-am spus, Curaj TV, vă fericit din toată lumea. Sunteți... Ținem legătura. Faceți articole bombe, vă apreciez. Mă și bucur. Mergeți în următoare, că am văzut un reportaj, să nu uit, cu interdicția noastră de a intra la președinție, da, sau diferite, da, evenimente. De ce oare? Că spuneți adevărul care-i ustură. Atenție!